oamenii care investesc câștigă întotdeauna. E bine, cum fac ei să câștige întotdeauna și cum poți să profiți tu de această strategie ca să nu ai șanse vreodată să pierzi bani? Te salut, Cristian să sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi vom descoperi rețeta succesului, cel puțin din punct de vedere al investitorului. Cum o să facem treaba aceasta? Păi aș vrea să facem un exercițiu. Un exercițiu în care să investim bani. Pe ce perioadă? Pe o perioadă de 10 ani. În ce aș putea să investesc în acești 10 ani? Păi, alegerea mea este să investesc la întâmplare. Da, deci eu sunt un investitor profesionist, vreau să aleg să investesc la întâmplare. Doar că o să vreau să aleg să investesc o sumă fixă. O sumă fixă să investesc o singură dată și investiția să nu fi început acum, să o fi început din 2013. Și atunci, dacă aleg să investesc la întâmplare, în ce aș putea să aleg să investesc? Păi, uite, am spus aici, Apple, Banca Transilvania, Microsoft și alte șapte companii la întâmplare. Deci, acum 11 ani, în momentul în care aveam o sumă de bani pusă deoparte și voiam să o investesc, alegeam cele mai mari companii din America și din România și alte câteva companii mai mici, companii care mi se păreau mie interesante. Da, deci nu am făcut vreo mare analiză fundamentală, n-am făcut vreo mare analiză tehnică, n-am studiat companiile, doar cele mai mari și atât. Ce sumă aș putea să investesc? Păi am zis eu aici că aș vrea să investesc 1000 de euro. Cum investesc această 1000 de euro? Păi, iau câte 100 de euro și investesc în fiecare companie. Da, deci 100 de euro în Apple, 100 de euro în Banca Transilvania, 100 de euro în Microsoft, 100 de euro și în celelalte șapte companii. Da, deci iau această sută de euro și o investesc o singură dată. Când? În 2013 până în 2022. De ce până în 2022? Pentru că în 2022 am avut o criză, sau mă rog, nu o criză oficială, dar a fost o criză economică și atunci au început niște scăderi semnificative. Ok, bun. Și folosind aceste date de intrare, anume 10 companii pe care le cumpăr în 2013 cu câte 100 de euro fiecare în parte o singură dată, haideți să vedem ce rezultate am putea să obținem. Păi dacă ne uităm la Apple, din 2013 până în 2022 am avut o creștere cam de 900%. Dacă ne uităm la Microsoft, din 2013 din nou până în 2022, aici e 2022, da? am avut o creștere tot cam de 900%. Dacă ne uităm și la TV la Banca Transilvania, din 2013 până în 2022, o creștere de 400 și un pic la sută. Adică creșterile au fost destul de exponențiale, destul de mari, chiar în condițiile în care aceste companii erau cele mai mari din zona respectivă, din America și din România, încă din 2013. Da? Chiar și în momentul în care ne gândim să investim la voia întâmplării, se pare că dacă alegem companiile cele mai mari dintr-o piață, acestea au tendința să își păstreze această creștere exponențială. Se va întâmpla de fiecare dată așa? Nu de fiecare dată, dar cam asta este tendința. Și atunci, folosind aceste creșteri, haideți să facem niște calculi. Haideți să vedem cum fac acești oameni să câștige. Am spus că o să depun câte 100 de euro pentru fiecare companie în parte. Și prima presupunere este în felul următor. Din companiile în care eu am investit, 8 dintre ele s-au dus la 0 după 10 ani. Da? Deci 8 dintre aceste companii au dat faliment. Și au reușit să își păstreze creșterea doar două dintre ele. Am zis eu, aici Banca Transilvania și Apple. Dacă luăm în calcul doar aceste două investiții care ar fi profitabile după 10 ani, se pare că tot aș fi profitabil. Deși 80% dintre investițiile mele au fost neprofitabile, s-au dus la zero. În realitate, care sunt șansele ca 8 companii din 10 să dea faliment în 10 ani? Foarte mici. Foarte mici. Dar chiar și așa, deși eu am ales doar două companii care și-au păstrat profitabilitatea și creșterea în această perioadă de 10 ani, eu tot am ieșit profitabil. Dacă mai adă adăugăm și o a treia companie care a fost profitabilă, Microsoft, de exemplu, șapte companii neprofitabile, trei companii profitabile, deja mai mult decât mi-am dublat banii. Deși n-am făcut cele mai bune investiții, pentru că am ales cu ochii închiși, nu m-am uitat nici măcar o secundă la ce se întâmplă în piață, nu am făcut niciun fel de analiză, doar am ales să cumpăr cele mai mari companii. Deci, doar cu trei dintre aceste investiții reușesc nu doar să bat piața, ci reușesc să bat depozitele bancare, obligațiunile și așa mai departe. Deși eu am ales cu ochii închiși. Dacă luăm în calcul că aș putea să încrez nivelul de cunoștințe și abilități, aș putea să încep să învăț să fac o analiză fundamentală, să fac o analiză calitativă, cantitativă, să știu să-mi fac o analiză tehnică, să știu să citesc un raport financiar, să pot să-mi fac o prognoză a prețului pentru următorii 3-7 ani, pe atunci lucrurile ar trebui să se inverseze. Și anume, ar trebui ca mare parte din investițiile mele să fie profitabile. Am zis eu aici 8 dintre investițiile mele să fie profitabile și doar două neprofitabile. Și în condițiile în care eu deja mi-am cunoscut nivelul de cunoștințe și abilități și am luat niște decizii informate în urma unor criterii foarte bine selectate, păi deja avem niște creșteri de 250% în 10 ani. În condițiile în care am cumpărat o singură dată, doar cu câte 100 de ori Și am obținut 250% în 10 ani. Acum, poate oricine să obțină aceste randamente? În mod normal, da. Oricine poate să obțină aceste randamente. Va obține oricine aceste randamente? Nu. <gântu -i> nu oricine va obține aceste randamente pentru că în momentul în care ajungi să fii investitor trebuie să înțelegi că principala caracteristică a unui investitor de succes este temperarea emoției. Emoția este cea care va determina succesul pe care o să-l ai într-o perioadă investițională, nu neapărat momentul de cumpărare sau momentul de vânzare. Și de ce îți spun treaba asta? Pentru că observ foarte des, chiar și la prieteni de-ai mei, prieteni cu care vorbesc foarte des și cărora le expun conceptele de educație financiară și investiție, până și ei iau un calcul să facă trading. Cu toții, majoritatea românilor doresc să facă trading. De ce vor să facă trading? Pentru că vor profitul ăla rapid. Da? Deci asta este lucru pe care și-l dorește românul din poziția în care mă aflu eu astăzi. Observ că majoritatea românilor își doresc profitul rapid. Acum, eu nu spun că nu se poate obține. Se poate obține profitul rapid, doar că tu trebuie să înțelegi că în momentul în care te gândești să obții profitul rapid, nivelul tău de cunoștință și abilități trebuie să fie destul de ridicat. Pentru că trebuie să faci trading, trebuie să faci trading rapid și trebuie să știi să faci analiză fundamentală, tehnică și emoțională toate trei în același timp și să le faci fără greșeală. Se poate să le faci pe toate trei fără greșeală? Da. Doar că ai nevoie de experiență. Oricine poate să ajungă în punctul în care să facă trading sau să devină investitor dacă se apucă de treabă. Da? Deci primul și cel mai important pas este să te apuci de treabă. Și atunci, Haideți să tragem niște concluzii, pentru că avem niște concluzii importante. Poți să fii investitor dacă alegi companiile cu ochii închiși, da, poți să fii investitor dacă alegi cu companiile cu ochii închiși, însă nu este un lucru de dorit. De ce? Pentru că există șanse ca, la un moment dat, să vinzi investițiile, chiar și acelea care sunt profitabile, din teama că vor deveni neprofitabile. Și atunci, această teorie a investitorului cu ochii închiși, deși este plauzibilă, în practică este foarte greu de aplicat din cauza emoției. Deci, emoția este cea care infirmă această teorie. Nu cunoștințele și abilitățile, ci emoții. Acum, întrebarea este în felul următor. Chiar dacă tu îți crești nivelul de cunoștințe și abilități și ajungi la un nivel foarte ridicat și deja știi cum să selectezi acțiunile, știi cum să faci prognoze și așa mai departe. Există posibilitatea să alegi doar companii care vor face 10X în următoarea perioadă? Teoretic, da. Practic, este imposibil. Practic, este imposibil să alegi doar companii care vor face 10X, pentru că viitorul este lung și de cele mai multe ori este greu de prezis. În momentul în care îți faci o prognoză pentru viitorul unei companii, din nou, este doar o prognoză, nu este o certitudine. Sunt șanse mai mari să se întâmple o prognoză decât. Să investești cu ochii închiși. Suntem de acord cu treaba asta. Dar nici măcar o prognoză nu poate să-ți garanteze investiția. O prognoză poate să te ducă în punctul în care, cum am văzut mai devreme, din 10 investiții să ai 8 profitabile. Da? Deci, aceasta este direcția pe care îți dă o prognoză. Nu din 10 companii investite să ai 10 profitabile. Da? Nu există așa ceva. Scopul este să ajungi undeva la 80-90% din investițiile tale să fie profitabile, astfel încât pe termen lung. Tu să dormi liniștit, să nu-ți faci probleme. Scopul nu este să alegi doar companii care vor face 10X. De ce? Pentru că în piață sunt tot felul de companii, sunt companii de creștere, sunt companii care oferă dividend, sunt penny stocuri și așa mai departe. Nu toate companiile vor face 10X. Suntem de acord cu treaba asta, nici nu le vrem pe toate care vor face 10X. Mai ales dacă vrei doar dividend, pe păi nu te interesează dacă compania va face 10X. Scopul este să alegi companii în care ai încredere și să le cumperi la prețul corect. Acum, eu de fiecare dată spun că fiți atenți la prețul la care se vinde o companie, pentru că momentul de intrare într-o companie va determina succesul în această investiție sau eșecul în această investiție. Nu eu spun asta, Warren Buffett spune asta. El spune în felul următor. Cumpără companii bune la prețuri corecte. Da? Și atunci este important nu doar să cumperi companii bune, și să le cumperi la un preț corect, astfel încât să ai profituri la maxim. De ce vrei să ai profituri la maxim? Pentru că vrei să dormi liniștit noaptea. Ăsta este scopul final. Și dacă investești cu ochii închiși banii în piețele financiare, o să dormi liniști noaptea? Puțin probabil. Și atunci, ca să poți să dormi liniștit noaptea, ai nevoie să înveți să îți faci o analiză fundamentală, să-ți faci o analiză tehnică și o analiză emoțională, care să te ducă în punctul în care să nu ai nopți nedormite și pline de durere, după cum spune melodia.